Guvernul face pregătiri pentru eventuale pene de curent. Raed Arafat a trimis adrese către toate prefecturile din țară, prin care a cerut verificări la spitale cu privire la asigurarea surselor alternative de electricitate. Cu alte cuvinte, spitalele sunt verificate dacă au generatoare care să asigure curentul electric în cazul unei întreruperi a energiei electrice din rețea. Da, în momentul de față s-a considerat necesar a fi adoptate măsuri pentru a se asigura viabilitatea soluțiilor de alimentare cu energie electrică, luând în considerare că urmează și sezonul rece. Tocmai de aceea se va inventaria tot ceea ce înseamnă și se va verifica starea de funcționare a generatoarelor electrice în spitalele publice și spitalele private. Până la jumătatea lunii decembrie, undeva maxim 9-10 decembrie, vom avea această situație și vom ști exact care este starea generatoarelor din spitale. Pentru că este nevoie. Și vă spun și de ce. În ultima vreme, în ultima perioadă de ani, destul de multe spitale au obținut finanțări, sunt foarte multe aparate care au venit în spitale, aparatură tehnică. Mare parte din instalația electrică este veche, au fost destul de multe cazuri în care au fost supra-solicitate. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență sunt cei care vor efectua verificările în spitale în perioada următoare.